Primii bani datorați de Ministerul Educației elevilor din județul Olt au ajuns la aceștia. Inspectoratul Școlar Județean Olt a virat către cei îndreptățiți fondurile pentru lunile septembrie și octombrie corespunzătoare navetei sau burselor. Pentru lunile septembrie și octombrie au fost decontate atât naveta cât și bursele elevilor. Urmează lunile noiembrie și decembrie, acest lucru demarând cu ziua de 2 decembrie. Sumele care au ajuns în conturile elevilor nu sunt de neglijat. Dacă banii pentru navetă diferă de la un elev la altul în funcție de distanța pe care o au de parcurs de la domiciliu, cei pentru burse sunt identici pentru toți beneficiarii. Pentru lunile septembrie și octombrie, naveta elevilor a constat în 26.812 lei, bursele bani de liceu între septembrie și octombrie, 880 de beneficiari au primit 280.551 de lei în total, în timp ce pentru bursele profesionale, pe lunile septembrie și octombrie, 1.740 de beneficiari au primit în total suma de 440.730 lei. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Olt dau asigurări că nu sunt probleme nici pentru achitarea acestor datorii către elevi, nici pentru cele două luni rămase din acest an. Pentru lunile noiembrie și decembrie, sumele solicitate sunt pentru bani de liceu de 316.800 lei, iar pentru bursele profesionale 400.116 lei. Suntem siguri că în cursul lunii decembrie vor primi elevii atât banii pentru navetă cât și pentru aceste burse. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a anunțat că au fost asigurate fondurile pentru transportul elevilor navetiști și pentru achitarea burselor. El i-a amenințat pe inspectorii școlari care nu le-au dat banii elevilor cu destituirea.